Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Avem patru invitați, o să aflați, să-i aflați pe rând, nu, ca să nu iau din timpul, cu această, din timpul emisiunii cu această prezentare. Revenim la Adriana despre eseu, despre temă. Da. Tema ta. Eu m-am ales discriminarea, pot spune așa, pentru că... De ce? Pentru că pentru mine... E important, dar cred că, în general, este important nu neapărat ceea ce prezintă omul în exterior, ci ceea ce poate face și ce poate realiza. Și nu cred că contează metodele prin care o face. Și m-am axat mai mult pe diferența care, din păcate, în societate încă se mai întâlnește între oamenii cu dizabilități și oamenii fără dizabilități. Pentru că de multe ori e o prejudecată socială și care sperăm că în timp o să se distrugă, o să fie distrusă. Bine, noi trebuie să facem asta, că un om cu dizabilități nu înseamnă că nu ar avea abilități să facă aceleași activități, chiar dacă o face prin metode diferite. Adriana, sunt obișnuit să port o serie de dialoguri cu oamenii care sunt la putere, mă rog, autorități. Au de toate, se simt împliniți. Și poate sună această întrebare mai dur. Ai ales această temă din durere? Nu am ales neapărat din durere personală, ci am ales mai mult uitându-mă la experiența celorlalți. Pentru că felul în care persoanele cu dizabilități sunt tratate de societate se reflectă în oglinda asupra societății. Dacă persoanele cu dizabilități sunt privite ca niște victime, ele se complac și devin victime, chiar dacă au potențial pentru mai mult. Și invers, dacă societatea o să le ofere, nu știu să zic, drept exemplu, deși poate nu ar fi cel mai potrivit, o să le ofere mai multe ajutoare sau o să-i instaleze mai mult în statutul lor de victimă. Trebuie să fiți... Părerea mea, și e personală aici, pretind ca societatea și cei ce reprezintă societatea să privească omul cu dizabilități la egal, deși cu ceilalți, deși teoretic se întâmplă. Iar practic pot să spun că sunt situații și situații. Spune-mi, te rog, această temă legată de discriminare, ai pus-o în balanță și cu altă temă? Ți-ai fi dorit poate și altă temă? Te-ai gândit? În momentul în care am văzut anunțul, în mod automat m-am gândit la această temă. Dar aș fi putut să abordez și alte subiecte. Da. Trebuie să spunem că Adriana este aici pentru că a luat nota cea mai mare. A fost cel mai bun eseu pe care... Pe noi ne-a emoționat foarte mult și am fost foarte bucuroși că ea a făcut un eseu așa de bun, pentru că ea, atunci când ne întâlnim la cursuri, ea totdeauna este foarte atentă și are informația, poate câteodată, și cred că încă nu ți-am spus asta, cred că uneori citești înaintea mea sau înaintea colegilor noștri și asta se duce. Da, pentru că pot discuta cu dânsa despre anumite probleme din ce se întâmplă în cursul respectiv. Este o victoria profesorului. Da. Andrei, mulțumesc. Întoarcem la tine legat de temă. Adopția. Adopția internă și în cea internațională. Da. De ce ai ales tema? Pentru că cumva doresc în viitor să adopt un copil, pentru că rata adopției a scăzut comparativ cu anii 2000 și eu cred că e o problemă totuși. Cine e vinovat? Registrația. Și cumva e o părere. Registrația subiectivă. Națională, internațională? Orice. Adică amândouă cumva se suprapun, dar o părere subiectivă ar fi că noi nu suntem gata încă să acceptăm așa un fenomen cum ar fi adopția. Noi nici cu munca voluntară nu ne împărcăm prea. Asta e. E cumva cum să iau un copil, poate e o pisică în sac. Și de asta. Da. Și ai avut succes, nu?
Da, nu știu, tot așa am mers. Da, ai reușit. Nu mai povestim. Doamna decan, domnule profesor, câteva cuvinte despre celelalte teme. Ce, ca teme, ca abordare în mare. Criteriile pe care le-am gândit noi au fost legate de, și ne place foarte mult să facem asta, să le dăm libertate. Pentru că atunci când ai o temă pe care o dorești și știi despre dânsa, desigur eseul va fi foarte bun. Dacă îl limitezi la, eu știu, la insolvență, de exemplu, nu cred că eseurile ar fi fost plictisitoare, pentru că nu toți sunt pasionați despre o astfel de temă. Așa încât eseurile au fost de foarte multe, cu teme pe care nici nu le gândeam. Da. Domnule profesor, eu am urmărit... Într-o discuție, da, vorbea doamna decan cu colegii noștri și, nu știu sigur dacă am auzit bine, sunteți și sociolog. Da, sunt... abilitarea înseamnă dreptul de conducere de doctorate, da, și domeniul în care conduc doctorate este sociologia. Da. Și ca atare îndrăznesc să mă consider a fi sociolog. Așadar, vă întreb, adică mai adaug la întrebarea făcută doamnei decan, sunt prin aceste teme, sunt acești studenți, acești tineri, sunt ancorați în problemele noastre contemporane, problemele noastre naționale, internaționale? Din ceea ce ați văzut? Din ce am văzut eu, tinerii noștri, nu doar cei care au participat la acest concurs de eseuri, dar și la alte concursuri de eseuri care au fost organizate în cadrul facultății, prin ELSA sau prin direct de facultate, am văzut că sunt interesați de problemele actuale, iată problematica adopției, iată problematica non-discriminării care au fost menționate, dar sunt și teme care sunt legate de viitoarea de dezvoltare. Am întâlnit într-o astfel de competiție o temă referitoare la drepturile inteligenței artificiale și dacă o astfel de inteligență artificială ar trebui la un moment dat să fie legalizată și să aibă un anumit loc în societate. Deci studenții noștri se gândesc nu doar la prezent, ci și la viitor. Și este foarte important, și aici revin la ce încercam să spun, este foarte important ca Facultatea de Drept și Științe Administrative să învețe pe studenți și modul în care să își dezvolte propriul stil de gândire, propriile opinii. Pentru că, vedeți, un jurist, un specialist în administrație publică, vor fi puși în situații de a lua decizii. Vor fi puși în situații de a lua decizii în conformitate cu legea, desigur, dar în conformitate cu propria conștiință. Conștiința morală, pentru că am pretenția să lucrez și în sfera eticii, foarte mult predau etica în cadrul facultății. Problemele etice sunt astăzi, în ziua de astăzi, la un nivel în care acum câțiva ani nu puteau fi puse. Capacitatea destructivă sau capacitatea constructivă a umanității este înzecită și atunci juriștii, specialiști în administrație publică, trebuie să aibă instrumente de a decide. Instrumente de a decide în situații noi, în situații inedite. Și astfel de competiții pe aici se situează. Capacitatea de a lua decizii în situații în care că apar noi circumstanțe inedite în viața socială. Dragi studenți, mai rămânem la cei doi profesori. Am reținut sintagma complexul periferiei, domnule profesor. Aș dori să vă întreb, să fac o întrebare direct spre Facultatea de Drept. Ce perspective se configurează? Am avut în anul 2000, pentru Facultatea de Drept, am avut în anul 2017 vreo 10 emisiuni cu profesori de la mai multe facultăți, cred, chiar de la toate, dacă nu mă înșel. Da. Și atunci am auzit de foarte apăsat despre premii, diplome, foarte și în cercetare, concursuri câștigate, profesori, da, de etală internațională. Nu știu, și mai e așa o vorbă care e dusă pe la
pentru zone mai periferice, cum spuneți dumneavoastră, că Facultatea de Drept la Suceava nu se ridică la nivelul altor facultăți din oraș. Aș începe tot cu dumneavoastră și după aceea vreau o părere și la doamna Decan. Da, complexul că producem șomeri, iată, în condiții în care există o întreagă paletă, da? Complexul periferiei nu se referă la o facultate sau la alta, ci la faptul că fiind într-o zonă geografică de frontieră, mulți pot gândi că, iată, în alte părți ar putea avea condiții de dezvoltare mai importante. Sigur că Facultatea de Drept este nouă. Este o facultate care are 4 ani de zile și atunci nu poate să se compare în ceea ce privește performanțele imediate cu facultăți care au 100 de ani vechime în spate. Totalul performanțelor este legat de numărul de studenți, de numărul de cadre didactice, de timpul în care au avut la dispoziție pentru a obține performanțe. Pe de altă parte, această diferență în timp trebuie să ne demobilizeze să intrăm în corul bocitoarelor? În niciun caz, dimpotrivă, faptul că în acești 4 ani de zile rezultatele obținute au fost foarte bune. Iată, spunea doamna decan despre conferințele pe care facultatea le-a organizat și nu sunt doar cele pe care le-am au fost menționate. Faptul că există convenții de practică cu Curtea Constituțională, cu alte instituții, faptul că avem relații foarte bune cu Academia, cu Institutul de Cercetare Academiei, cu alte universități, cu alte facultăți de drept, faptul că rezultatele efective ale studenților sunt meritorii și faptul că avem studenți, chiar în curând vom lansa un volum publicat de profesoriști în domeniul GDPR, a protecției datelor, și absolvenții noștri de la un program de pregătire în specialitate, iată, acum sunt autori de cărți și avem semnale că această carte va fi deosebit de bine primită de comunitatea specialiștilor în GDPR. Faptul că avem absolvenți care sunt acum în studii doctorale și faptul că există lucrări științifice publicate de către studenți sau absolvenți ai noștri arată că învățământul pe care l-au urmat este pe direcția cea bună. Sigur, și rezultatele noastre ale cadrelor didactice sunt în mare măsură la același nivel sau poate mai bun decât colegi de la alte universități din țară și îndrăznesc să spun și nu numai din țară. Da. Doamna decan, această facultate cred că o iubiți după familie, cred că o iubiți cel mai tare. Sau poate și meseria, o temă. Da, facultatea asta câteodată îi spun că este ultimul meu copil și are doar 4 ani. Trebuie să am grijă de el. Câteodată copiii mei sunt supărați de același lucru, de acest lucru. Dar trebuie să spunem că noi, ca facultate, am fost oarecum minorii din universitatea noastră și ca niște copii obraznici am început să facem multe, nu șotii, dar am făcut anumite aroganțe, cred eu, cu diverse conferințe, cu oameni. Știți, cred că aici avem o problemă și câteodată nu o să fie fericiți câțiva oameni când spun eu asta. Dar, adică eu sunteți precoci, nu? Nu. Asta se înțeleg, nu, precoci, nu despre asta vorbim. Vorbim despre de pildă, vă dau un exemplu. Noi am avut până acum, ca doctor honoris causa, președintele Moldovei, Nicolae Timofti, domnul Zegran Augustin, președintele Curții Constituționale, și în septembrie acum, Mircea Duțu, desigur, directorul Institutului de cercetări juridice al Academiei Române. Aceste persoane sunt cunoscute în toată România. De ce? Pentru că ei interpretează legi, apar pe la televizoare și au imaginea lor
este o imagine aproape națională. Desigur că atunci când vorbim despre un doctor honoris causa, care poate că este și mai bun, poate este un geniu extraordinar, dar dacă e pe o nișă, atunci acesta nu este la nivel național. Și aici nu e toată lumea fericită, pe de-o parte. Pe de altă parte, noi am mers odată cu, știți cum era o vorbă, mergem odată cu țara. Am mers și noi odată cu universitatea. Pentru că universitatea în perioada asta s-a dezvoltat și logistic și ca imagine extraordinar de mult. Deci, indiferent ce spune, cine spune sau nu spune, trebuie să înțeleagă că a dezvolta o universitate cu 10 facultăți, care fiecare se străduie să ajungă să fie primul, atunci mie mi se pare că cineva este de rea credință. Pentru că acolo, în Consiliul nostru de administrație, decanii de fiecare dată au câte o discuție între noi, discutăm între noi și am ajuns chiar să fim o echipă extraordinară din punctul de vedere al modalității în care înțelegem să mergem mai departe. S-a tot povestit prin diverse locații, ca să spun așa, că universitatea noastră are numai 10.000 de oameni și este minoră, aproape nu există, așa s-a spus. Și s-a mai spus că, desigur, cum ați spus și dumneavoastră, Universitatea Ștefan cel Mare nu face nimic altceva decât șomeri. Ei, lucrurile nu sunt așa. Da. Dacă vorbim... Vom vorbi despre acest lucru imediat după a doua pauză de publicitate. Revenim.